De aceea eu mă tem când aud mărturiile unor oameni care, în loc să laude pe Dumnezeu cum i-a salvat de la moarte, își laudă trecutul lor și încep să spună: măi frate, când eram eu în lume, știi, când ne mergeam noi la bar, la crâșmă, și așa se scrie cu un detaliu, cu un apetit ceea ce făcea, că te gândești că mai că spunea unul, cum zicea odată, ah, ce vremuri erau, frate. Păi, dragul meu, ori te-o mântuit Dumnezeu de acolo și te-o scăpat din lume, ori te-ai rămas cu inima legată de acel lucru și acum rabzi că, na, ești mântuit, n-ai ce să faci. Niciodată nu poți deveni mai spiritual decât ești scriptural. Nu apelați niciodată, ascultați-mă bine, frați pentecostali, la prorocii, la interpretări, la visuri și la multe alte concocții ale noastre. Întotdeauna baza noastră pe care stăm este Sfânta Scriptură. În anul 1088, trecuseră deja 30 de ani de când un predicator american ajunsese foarte renumit. Era un predicator penticostal, predica cu multă carismă, cu mult foc, avea o voce foarte bună, cânta foarte frumos și deja până în vremea aceasta ajunsese un așa numit televangelist, având în vedere că avea un program la care predica în fiecare săptămână. Din biserica de unde era se difuzau programele care erau ascultate la televizor, nu pe internet, ci la televizor. Omul acesta deja ajunsese să fie foarte cunoscut și foarte renumit. În schimb, în anul 1988 a fost surprins, anchetat pentru aceasta, că a solicitat servicii imorale. Trist a fost că organizația, denominația mare penticostală în care era, a acționat, a sancționat această problemă, acest păcat în viața lui, iar ca rezultat acestei intervenții spre corectare și spre bine, dumnealui a ieșit din organizație și a cerut iertare public față de aceea situație care s-a întâmplat în viața lui, plângând pe cameră și spunând că îi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Dar n-au durat decât 3 ani și în 1991 s-a reîntâmplat a doua oară aceea situație. De data aceasta, când a fost confruntat, răspunsul ei a fost: Domnul mi-a zis să vă zic, nu-i treaba voastră ce se întâmplă în viața mea. În anul 2017, unul din cei mai renumiți apologeți ai vremii noastre, recunoscut în spațiul campusurilor educaționale ca fiind o voce pentru Dumnezeu, în special în speța aceasta intelectuală, un om cu abilitate excepțională de a mânui vorba, a mânui cuvintele și care făcea aceste întâlniri în care pleda pentru Dumnezeu printr-o prismă intelectuală, exprimând prin argumente bine puse la punct filozofice despre Dumnezeu. Omul acesta renumit, scriitor prolific, cu multe cărți scrise, un om căutat pretutindeni, un om care chiar la una din convențiile române penticostale a fost invitat și a predicat. Omul acesta, dragii mei, a fost de fapt surprins în anul 2017 cu niște neregularități la capitolul imoralitate. Au trecut 3 ani de zile, după care în 2020 a trecut din viață și atunci a ieșit la iveală, de fapt, o mizerie extraordinară ce stătea în spatele vieții lui ascunse. În anul 2024, de fapt, săptămâna care a trecut, unul din marii predicatori americani, un predicator de excepție, un autor cu 33 de cărți scrise, predicat în peste 44 de țări, decan al unei facultăți teologice, un om cu o pregătire excepțională și cu un cuvânt curat din Sfânta Scriptură, un mod de predică excepțional și aspru în abordarea tematicilor pe linia reformată în care era implicat. Omul acesta a fost concediat de biserica care o păstorea și scos din toate funcțiile, dat fiind faptul că a căzut în imoralitate. Dragii mei, lista ar putea continua. Lista e mai dureroasă că putem intra și în spațiul nostru românesc și putem cita multe cazuri care ne-ar înfiora. Probabil cei mai mulți s-ar apuca să intre la analize asidue, să coreleze de fapt denominația cu căderea, să coreleze linia lor teologică cu căderea lor, să coreleze stilul personal cu aceste situații, precum și multe alte perspective. Alții vor putea să spună că dacă ar fi avut mai multă grijă, dacă petrecea mai mult timp în familie, dacă erau mai atenți în comunitate, dacă, poate era diferit. Pe când toate aceste situații, dragii mei, sunt de-a dreptul groaznice, lasă un gust amar pentru cei care le aud și afectează mult mărturia bisericii moderne. Scopul acestui mesaj nu este nici să analizăm viața acestor oameni, nici să tragem concluzii din greșelile lor și nici măcar să căutăm să învățăm din greșelile lor. Scopul este să ne reamintim că lupta pe care noi o ducem, dragii mei, este o luptă asiduă pe viață și pe moarte, dată în fiecare zi. Vă citam acum câteva zile în urmă, studiind Cartea Galateni, dintr-un comentariu lui Timothy George, care spune astfel: atâta timp cât rămânem în această viață prezentă, nu depășim sau transcedem niciodată conflictul spiritual pe care Pavel descrie în acest pasaj. Nu există nicio tehnică spirituală, și îmi place această expresie, sau o a doua binecuvântare care să-l poată propulsa pe credincios într-un plan superior al vieții creștine, în care această bătălie nu trebuie să mai fie dusă. Unul din cele mai mari pericole din viața creștină este complezența, complacerea, ispita de a te imagina invulnerabil și, prin urmare, insensibil la demenirea cărnii. Mi-a plăcut extraordinar încheierea predicii fratelui Alex. Pentru cei care n-ați prins bine ideea din limba engleză, exact aceasta o enunța. Noi încă trăim în trupul acesta și nu putem nega acest fapt. Și măcar că Dumnezeu ne-a mântuit prin bunătatea Lui, ceea ce este o realitate, noi încă n-am intrat în starea finală care noi o așteptăm, a glorificării. În noi este Duhul Sfânt. Lupta a început din ziua convertirii noastre, în care Duhul luptă împotriva firii și firea râvnește împotriva Duhului. Și în modalitatea în care părtășia noastră este mai mult cu Duhul, câștigăm bătăliile în Duhul. În modalitatea în care mai mult acționăm în fire, va câștiga firea. Și realitatea este, dragii mei, că această complezență noastră că acum ne-a mântuit Dumnezeu, și revin, observ o tagmă de interpretări care pe mine de dreptul mă sperie, o temere vis-a-vis de trăirea vieții creștine practice, ca și cum odată mântuiți, trăirea noastră nu mai există. Noi de fapt am depășit, suntem acolo în cer și acum aici jos nu mai contează ce se întâmplă. Mentalități care din nefericire infectează gândirea oamenilor. Această complezență, dragii mei, duce la o reală luptă și un pericol enorm în a cădea înapoi în firea pământească. Învățătura pentru noi nu o vom lua nici din părerile sau opiniile oamenilor, nici măcar din analiza acestor cazuri care le-am citat, măcar că este adevărat, putem învăța din astfel de situații. Și ar fi bine să luăm aminte de la greșelile făcute de alții. Zicea mai devreme și este adevărat. Plecatul mult de acasă de unul singur dăunează grav relațiilor interpersonale, a familiei și a spiritualității. Sunt potrivite acele bariere care ni le punem să ne protejăm. Dar în această seară, învățătura pentru noi toți, am vrea să o tragem, dragii mei, din linia Sfintelor Scripturi și din îndrumăturile care cuvântul Domnului ne dă pentru noi. Aș numi mesajul avertizări care ne atenționează. Pavel vorbea corintenilor care au primit harul mântuirii. Observați un detaliu care atunci când am studiat Cartea Corinteni, l-am spus de mai multe ori pentru dumneavoastră. Ne spune Sfânta Scriptură în versetul 5 din 1 Corinteni 1. Căci în El, în Hristos, ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica din Corint era supradotată spiritual. Avea din abundență cuvânt, învățătură, lumină, călăuzire și prezența Duhului Sfânt într-un spirit adevărat penticostal. Nici un dar nu lipsea din biserica din Corint. Și cu toate acestea, apostolul Pavel remarcă că sunt niște avertizări care vor trebui să fie luate aminte. De fapt, Pasajul exegetic este pus într-un context în care din capitolul 8, 9 și 10 se explică mai pe larg. În studiul nostru l-am acoperit atunci. Mă reîntorc să observăm doar o nuanță acestui pasaj. L-aș reîncepe din versetul 6 de data aceasta. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, fac o paranteză. Dragii mei, aceste situații care deseori se întâmplă, nouă ne slujesc drept pilde, avertizări. Nouă ne arată că lupta încă nu s-a sfârșit și încă suntem în lupta aceasta. Cine cu bravură spune că nu contează, le-am depășit toate, suntem în Hristos și nu contează, dragii mei, neagă însăși existența lor în trup și noi încă trăim în trupul acesta. De aceea afirmă de mai multe ori Scriptura prin Apostolul Pavel, Apostolul Petru, viața pe care o trăim acum în trup, dragii mei, nu în duh, în trup. Noi o ducem prin Domnul Hristos, prin mecanismul luptei Duhului Sfânt, dar noi încă trăim în trup, n-am depășit trupul acesta. De aceea strigarea care era anunțată mai devreme de fratele Alex ne rămâne în picioare. Așteptăm cu ardoare ziua când să se întoarcă Domnul Hristos și starea aceasta infirma noastră să fie transformată în clipeala aceea de ochi și să fim ca El, cum zice Sfânta Scriptură. Așteptăm aceea, dragii mei, dar încă n-am ajuns acolo și de aceea încă suntem în luptă. Și Pavel remarcă, aceste situații care le-am văzut în Sfânta Scriptură, greșeli și căderi, precum și din viața practică, sunt pilde pentru noi, pentru ca, și observați de fapt problema, să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Sintagma poftim, o explicasem în ultimele joi, este aceea dorință arzătoare, interioară a ființei umane. De fapt, această dorință motivează atât intelectul uman, cât și voința umană, cât și sentimentele umane. Dorința le motivează pe toate. Ea este în fundalul personalității. Și de acolo, din lăuntrul nostru, dorința aceasta pune în mișcare intelectul omului și în gândurile noastre încercăm să înțelegem cum să împlinim aceea voință. Apoi, acea dorință, apoi acest intelect, aceste gânduri vor materializa prin voința noastră să punem în aplicare dorința interioară. Iar pe urmă, sentimentele care urmează în urma alegerilor noastre vin pe măsură. De aceea, această poftă fundamentală este, de fapt, toată problema care noi avem de a face. În concluzia mesajului, încheiem paranteza și observăm cum se biruie această poftă. Pentru că degeaba ne-am cântat și ne-am plânge noi că vai că e vremea rea și vai că e lumea rea, dacă nu venim cu soluțiile practice. Dar Pavel observă, dragii mei, 4 lucruri care se pot întâmpla, care derivă din această dorință, această poftă și care pe noi ne pun într-un pericol foarte mare. Și vreau să luați aminte, mesajul acesta nu este nici pentru păstori, nici pentru predicatori, nici pentru cântăreți, nici pentru elitele penticostale. Acest mesaj este, dragii mei, pentru noi toți. Acest pasaj, această învățătură este pentru fiecare creștin, nu membru, creștin care este în trupul lui Hristos. Spune Sfânta Scriptură cele 4 enunțuri. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Primul enunț, excesul de încredere în statut. De fapt, exegeza pasajului ne duce cu gândul la această problemă a corintenilor în care participau activ la temple idolești, spunând, noi suntem în Hristos, nu mai contează. Și dacă mâncăm dintr-un idol, în capitolul 8 menționau ei, un idol este tot una cu nimic și prin urmare nu contează, pentru că noi suntem în Hristos. Se rezemau pe statutul lor și în baza acelui statut își permiteau să practice fel de lucruri, că în Hristos nu este lege. În Hristos nu contează ce faci. Enunțuri care, din nefericire, unii le spun, dragii mei. Observați ce spune Apostolul Pavel. Să nu cumva să fiți închinători la idol ca unii din ei, după cum este scris. Și această sintagmă dă duce înapoi la Exod, capitolul 32. În momentul în care Dumnezeu le dăduse legea prin Moise și acum Moise era pe munte, având comuniune cu Dumnezeu, poporul în vale stă de vorbă ce să facă, că Moise nu mai vine. Și Aron vine cu un plan să le facă un idol, în fața căruia ei se închină și auziți expresia, acesta este Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Dragii mei, mai mult timp în urmă am explicat odată un mesaj pe linia un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. În momentul când dăm deoparte cuvântul lui Dumnezeu și mergem pe presupozițiile noastre, ne fabricăm un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Un Dumnezeu îngăduitor cu păcatul, un Dumnezeu căruia nu-i pasă dacă tu nu poți, un Dumnezeu căruia și un Dumnezeu care pentru noi dă foarte bine. Problema este că acel Dumnezeu nu este Dumnezeul adevărat care Biblia îl prezintă. Dumnezeul adevărat nu poate fi asemănat cu nicio altă închipuire. Unul singur este Domnul Dumnezeu. Și acel Domn și Dumnezeu, dragii mei, ne-l prezintă doar Sfânta Scriptură. Nu interpretările noastre, nu mentalitățile noastre, nu denominațiile noastre, ci Biblia afirmă cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, ce-i place lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu. Ce ne place nouă chiar este de-a dreptul irelevant. Tocmai de aceea, dragii mei, apare această problemă a pervertirii realității despre Dumnezeu, că noi suntem poporul Lui și, prin urmare, poporul Domnului este lumina ochilor Domnului. Și Dumnezeu nu mai poate de dragul nostru, pentru că orice am vrea noi, Dumnezeu trebuie să ne îngăduie ca un părinte indulgent care n-are decât să-și rabde copiii. Ei, dragii mei, poporul acesta a ajuns închinător la idol din pricina poftelor lor și a intrat în comuniune ațățând mânia, gelozia lui Dumnezeu din pricina faptului că s-au rezemat pe un titlu. Noi suntem întâiul născut al lui Dumnezeu. Noi suntem Fiul lui Dumnezeu, precum spunea în Exod în capitolul 4. Noi suntem poporul Domnului. Și în baza acestui statut și-au permis să-și pervertească înțelegerea despre Dumnezeu. Îmi plăcea enorm de mult ce spunea pastorul Tim Hill, fostul overseer al lui Church of God. Niciodată nu poți deveni mai spiritual decât ești scriptural. Nu apelați niciodată, ascultați-mă bine, frați penticostali, la prorocii, la interpretări, la visuri și la multe alte concocții ale noastre. Întotdeauna baza noastră pe care stăm este Sfânta Scriptură. De aici pornim, de aici interpretăm, de aici înțelegem. Și prin filtrul acesta trecem orice vis, orice revelație, orice prorocie, orice mentalitate. Și dacă nu se încadrează în Sfânta Scriptură, Scriptura să rămână, celălalt să treacă la o parte. Pentru că asta e baza noastră. Dumnezeu îl cunoaștem prin Sfânta Scriptură. Niciodată nu poți deveni mai spiritual decât tu ești de fapt scriptural. Problema este, dragii mei, că poftele ne duc să căutăm așa cum ne place nouă. Spunea în cartea Amos, Dumnezeu prin prorocul Amos către poporul Israel în versetul 4 și 5 din capitolul 4. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, era locul numit Casa lui Dumnezeu. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult, era locul unde se duceau jertfele Domnului. Aduceți jertfe în fiecare dimineață și zeciuielile în fiecare 3 zile. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu alat. Trâmbițați-vă și vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie. Căci așa vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Așa ne place nouă. Dar de ce e așa? Că așa ne place nouă. Și dacă nu facem cum ne place nouă, nu ne place. Nu mai venim la adunare, nu mai participăm, nu mai stăm în prezența părtășiei, că nu ne place nouă. Și mă repet, nu știu câtă oară, dragii mei, în casa aceasta stăpân este Dumnezeu, ascultați-mă bine. Aici nu stăpânește nici măcar Consiliul Pastoral, ce să mai zic păstorul sau altcineva. Aici stăpânește Domnul Dumnezeu. Și dorința noastră este ca prin lumina care Dumnezeu ne-o dă în umilitate, spunem asta, să rămânem în ceea ce Sfânta Scriptură ne cere să facem. Și Doamne ajută la aceasta. Aici nu ne face cum ne place nouă sau cum ne taie pe nouă capul. Aici facem ce îi place lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu, Doamne ajută. Statutul nostru, dragii mei, nu exclude lupta în care ne aflăm. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu prin Domnul Hristos. Este un fapt biblic afirmat fără echivoc, dar acest statut nu exclude lupta care încă o ducem în firea pământească. Și dacă nu ne ocupăm de problema poftei din noi, dragii mei, și revenim să explicăm cum, nu avem biruință. 2. Cedare la dorințele elementare. Ne spune versetul 8, să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Pasajul face referință la Numeri capitolul 25, când Balaam este chemat să blasteme poporul, el nu poate, este un popor binecuvântat, dar Balaam îl învață pe Balac cum să-i prindă pe evrei, că este un popor sfânt. Ăsta e un popor cu legea aparte. Ăsta e un popor care n-are voie să se încurce cu lumea de afară, cu poftele de afară, cu petrecerile de afară. Ăsta e poporul lui Dumnezeu. Și dacă vrei să-i prinzi, Balac, știi ce să faci? Fă o petrecere extraordinară. Adu mâncare bună, o friptură pe cinste și pune joc, cântare, lumini și voie bună. Ar fi recomandat să îmbrace domnișoarele mai sumar și atunci vei avea biruință. Și Sfânta Scriptură ne spune, dragii mei, că poporul s-a ridicat, a mâncat, a jucat, a curvit și în ziua aceea au murit, zice Sfânta Scriptură, în numeri 24.000 de oameni. Pentru că, dragii mei, că cedarea la dorințele elementare aduce o pedeapsă mare din partea lui Dumnezeu. Avem în corpul nostru înscrise niște nevoi fundamentale peste care nu se trece. Nevoia de mâncare, de somn, sunt nevoi fundamentale înscrise în noi. Nu sunt păcătoase, nu sunt rele. Problema este că în momentul în care nu mai realizăm că noi trebuie să stăpânim peste aceste nevoi și dorințe, nu ne diferențiem cu absolut nimic de regnul animal, ci operăm strict prin instinctele fundamentale. Adică mâncatul își are vremea lui, dar știți că și postul își are vremea lui? Uneori mai și postim, nu numai mâncăm. Ce, e greu să postim? E biblic, dragii mei. Dar e normal să nu mâncăm? Păi nu-i normal să nu mâncăm, dar din când în când e nevoie să mai și postim și oprim din dorințele fundamentale. Somnul, dragii mei, este important, își are vremea lui, dar și muncitul își are vremea lui, că dacă dorm toată ziua, îs probleme. Relaxarea își are vremea ei, după un timp de muncă, de flux, ai nevoie de relaxare. Dar dacă dai din relaxare în relaxare și vacanță în vacanță, dai de probleme. Știți că împlinirea nevoilor noastre își are și vremea ei, dar știți că și abstinența și are vremea ei? Și acestea toate trebuie puse în balanță, dragii mei. Ne spune Romani în capitolul 8, căci prin Duhul Sfânt noi facem să moară mădularele firii pământești a trupului acestuia. Noi apelăm la Duhul Sfânt care este în noi să ne ajute să ne ridicăm peste măsura luptelor fundamentale. 1 Tesaloniceni 4 cu versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Iar în 4 și 5 ne explică, noi trebuie să stăpânim trupul și vasul nostru. Nu să ne stăpânească el pe noi, ci noi să stăpânim peste trupul nostru. Odată ce cedăm la dorințele elementare, fără a ne gândi la ce se întâmplă, dăm de bai. Al treilea rând, dragii mei, al treilea enunț al lui Pavel este desconsiderarea darurilor Domnului. Versetul 9 spune astfel, să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Dacă vă aduceți bine aminte, acest pasaj se întâmplă în momentul în care au cârtit împotriva ce, dragii mei? Sigur, a lui Dumnezeu. Dar despre ce vorbeau ei că s-au scârbit? Despre mâncarea asta bună care le-a dat-o Dumnezeu. O mană venită din cer în fiecare zi. Și ei spun, ne-am scârbit de mâncarea asta. Și Dumnezeu trimite șerpi înfocați ca să-i pedepsească. Dragii mei, în momentul în care începem să luăm darurile bune ale Domnului, să le desconsiderăm punându-le deoparte, intrăm într-un risc major. Ca și părinte, n-ai durere mai mare decât atunci când, din eforturile tale, cauți să dai copilului tău ce este mai bun și ți le aruncă înapoi în față spunând, astea nu-s bune. Mai bine o dat familia cu tare la copiilor, vezi că ei au cea aia și noi n-avem aia. Și ca părinte te uiți și spui, dar nu te bucuri de ce ți-am dat? Am muncit din greu, am încercat să-ți aduc aceste lucruri, chiar nu te bucuri? Era bine dacă erau altfel. Așa se întâmplă cu noi, dragii mei, când luăm ceea ce Dumnezeu ne dă și le desconsiderăm. Rămân surprins că mai nou predicarea curată, expozitivă a Cuvântului Dumnezeu, învățătura biblică care întotdeauna, ascultați-mă, ne cheamă la același cuvânt, cuvântul pocăință, este întotdeauna enunțată ca fiind lapte, frate. Asta e hrană slabă, noi avem nevoie de hrană tare, avem nevoie... De ce avem nevoie, dragii mei? Că pericolul acestor mentalități, de fapt, ne duce la ceea ce spunea Apostolul Pavel, 1 Timotei 6, cu versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la, cuvântul ăsta important, evlavie. Evlavia, dragii mei, n-are de-a face cu ascetismul, N-ar de-a face cu, dacă vreți, reguli împotriva trupului. Evlavia are de-a face cu o esență care derivă din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De fapt, engleza ne ajută mai ușor aici. Cuvântul evlavie înseamnă godliness, a semăna cu Dumnezeu. Știți care este opusul evlaviei? A fi lumesc, a fi antitetic lui Dumnezeu. Cu cât mai evlavios ești, cu atât mai mult semeni cu Domnul Iisus. Cu cât mai neevlavios ești, cu atât mai lumesc devii. Și Pavel continuă. Este plin de mândrie un astfel de om și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Evlavia poate să fie un izvor de câștig în prismă, dacă vreți, economică, a banilor, poate să fie un izvor de câștig în ceea ce înseamnă faima, să mă cunoască oamenii. Și de aceea unii apelează la niște explicații științifico-fantastice care te miri de unde le-au mai scos, că nici măcar din cărțile apocrife nu le găsești așa ceva și ei spun că asta le fac ca să devină cunoscuți. Dragii mei, învățătura Sfintelor Scripturi este una și aceeași în totalitate. Când ne uităm de la o carte la alta, unicitatea este că întotdeauna se referă la Domnul Iisus Hristos. Duce întotdeauna către calea pocăinței și întoarcerii la Dumnezeu și împărtășie aceea o trăire care onorează pe Dumnezeu în tot ceea ce facem. Doamne, ajută la aceasta! Asta spunea Apostolul Ioan, dragii mei, în 1 Ioan 2:6. Ascultați-mă, aici n-ai nevoie de exegeză, de hermeneutică, n-ai nevoie nici măcar de greacă. Ascultați cât de simplu scrie. Cine zice că rămâne în El, adică în Iisus, asta e simplu. Dacă ești în El, o făptură nouă, ești botezat cu Duhul Sfânt. Cine zice că rămâne în El, ce să facă, dragii mei? Să trăiască cum a trăit Iisus, e foarte simplu. Compară-ți caracterul cu ce a făcut Domnul Iisus, cu practica Domnului Iisus. Și simplu. Treci testul sau nu? În momentul în care desconsiderăm darurile Domnului, ajungem la probleme. Când vrem să filozofăm cuvântul, ne încurcăm. Al patrulea anunț Apostolului Pavel este, dragii mei, că ne întoarcem la viața care a fost odată. Ne spune versetul 10, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Când au cârtit ei, dragii mei? Dacă ne întoarcem în Sfânta Scriptură, în cartea Numeri, în cartea Deuteronom, de mai multe ori observăm, acele cârtiri întotdeauna aveau de-a face cu comparația la ceea ce-a fost. Mai bine am fi rămas noi în Egipt. De ce ne-ai scos din Egipt? De ce n-avem aici? Că în Egipt aveam castraveți. Aici nu avem castraveți. Că în Egipt aveam zarzavaturi, aici nu avem. Că în Egipt era așa, că în Egipt era așa. Toate aceste vorbe aveau de-a face cu ce s-a întâmplat în Egipt. Și asta înseamnă, dragii mei, cu aceea idee, ce fain era odată. De aceea eu mă tem când aud mărturiile unor oameni care, în loc să laude pe Dumnezeu cum i-a salvat de la moarte, își laudă trecutul lor și încep să spună, măi frate, când eram eu în lume, știi? Când ne mergeam noi la bar, la crâșmă, și așa se scrie cu un detaliu, cu un apetit ceea ce făcea, că te gândești că mai că spunea unul, cum zicea odată, ah, ce vremuri erau, frate! Păi, dragul meu, ori te-o mântuit Dumnezeu de acolo și te-o scăpat din lume, ori te-ai rămas cu inima legată de acele lucruri și acum rabzi că, na, ești mântuit, n-ai ce să faci. Mântuirea are de-a face cu schimbarea apetiturilor noastre, dragii mei, dacă Duhul Sfânt cu adevărat este în noi. Am lăsat ceea ce era în urmă, ne scârbă de ceea ce a fost și privim către Dumnezeu dorind mântuirea Domnului, dragii mei. Asta înseamnă o schimbare a vieții diametrală. Și dacă rămânem tot la ceea ce a fost în Egipt, avem o mare problemă, că voia lui Dumnezeu îi să nu mai ne întoarcem ca neamurile și să trăim în sfințire pentru Dumnezeu. Că cerința Domnului, știți care este? 2 Corinteni 13 cu versetul 5. Să ne cercetăm, dragii mei, în continuu, în fiecare zi, dacă noi mai suntem în credință. Să vedem dacă viața noastră se aliniază cu standardul Evangheliei adevărate, cu trăirea în Hristos, cu un parteneriat cu Duhul Sfânt care lucrează în noi, dacă acea părtășie vie este în noi. Asta înseamnă să fii în Iisus Hristos. Îmi plăcea mult expresia pastorului John MacArthur. Nu fiți atrași de aceleași păcate pentru care Hristos a murit ca să ne scape din ele. Hristos a murit să ne scape de la păcat, dragii mei. Hristos a plătit cu preț de sânge să ne scape de felul de șer de viețuire a neamurilor. Și noi acum idealizăm viața veche. Ce fain era odată, ce vremuri, frate, ce pahar trăgeam. Dragii mei, Hristos ne-a mântuit să fim o sămânță pentru Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Să repudiem păcatul, să-L iubim pe Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Asta e vremea în care noi trăim. Pavel spunea că deja de atunci era aproape venirea Domnului, dar mai în ziua de azi. Și în ziua de azi, când biserica este în picioare, privim la aceste întâmplări ca să învățăm din aceste lupte care s-au dat, să nu cădem și noi în ele. Și acum Pavel spune, astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu cumva să creadă cineva că a devenit invincibil, că frate, acum noi suntem în har, în era nouă, în Hristos, în Dumnezeu, în toate acestea și măcar că aceste nunțuri sunt adevărate în esența lor, dragii mei, dacă de fapt nu sunt trăite în adevăr, există o mare problemă. Să nu cumva să credem că suntem invincibili, că lupta aceasta vine, dragii mei, până în vremea când vom închide ochii. Firea tot fire rămâne. Și atunci ar fi o întrebare, și cum se biruie lupta aceasta? Că unii vor apela la modalități foarte ascete, foarte stricte de comportament. Dați-mi voie să vă citesc un verset care îl vom studia în următoarele zile în Cartea Galateni. Ne spune capitolul 5 cu versetul 24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și... Ne spune aici în 1 Corinteni 10 cu 6... să nu poftim, e același cuvânt. Pofta aceea cu patimile și firea pământească trebuie răstignite, dragii mei. Rămânând acolo, în această paradigmă nouă, în convertire cu Hristos, dacă vreți, răstigniți împreună cu Hristos, noi am fost înviați la viață nouă, trăim prin Duhul Sfânt și Pavel va continua să spună, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Asta înseamnă o părtășie, un parteneriat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta înseamnă, dragii mei, că lupta este zilnică. Și această fire va trebui să rămână pe cruce până în ziua când se va întoarce Domnul să ne ia acasă. Și să ne examinăm în fiecare zi, dacă suntem în Hristos. Dacă sesizăm că Duhul Sfânt ne conștientizează de un păcat, de un lucru nepotrivit, de o vorbă, de un gând, de ceva care n-a fost bun, să ne pocăim, dragii mei. Să nu spunem că e doar așa, n-a fost o greșeală, au trecut, las că au trecut. Să realizăm, dragii mei, că este o luptă care se dă. Să punem mai mult atenție acolo, să investim mai mult timp în a birui acea luptă. Asta înseamnă să fii serios cu tine însuți. Că alții n-au de unde să vadă ce-i în mintea și în inima ta. Acolo numai Dumnezeu vede. Și Duhul Sfânt care te vede, îți trimite impulsuri, te învață, te cheamă, te conștientizează ca să trăiești tot mai mult pentru Dumnezeu. Dacă după o zi de lucru, făcându-ți o introspectivă, îți dai seama că ai cam zbierat la copii, ai cam țipat la soție, te-ai cam enervat pe toți, s-ar ridica o întrebare, ce se întâmplă în tine? Care sunt frustrările care te duc acolo? De ce nu mai ai răbdare? Și făcând acea analiză, poate începi să observi că pe undeva nu investești destul timp în părtășia rugăciunii, în părtășia cuvântului, în părtășia cu Duhul Sfânt și acestea toate duc la o slăbire în lupta spirituală. Corectează ca să poți să ai biruință. Dragii mei, aș vrea să înțelegem un lucru foarte important, o observație extrem de pertinentă. Cele două întâmplări menționate de la început, cei care au poftit, care ne spune că s-au închinat la idoli, la vițelul de aur și doi, au curvit atunci la Moab, cu moabiții, vreau să vă spun că cele două situații sunt într-un context social. Deseori noi relegăm păcatul doar la nivelul personal. O păcătuit oamenii care i-am enunțat la începutul mesajului. Dar știți că păcatul comportă și un aspect social? Într-un context social, când 1, 2, 3 dintre noi începem să practicăm lucruri care sunt nepotrivite, știți că acel păcat influențează și pe alții? Atacă și pe alții? Când împrumutăm tabieturi care nu sunt potrivite, să știți că alte familii împrumută și ei că și ei o fac. Și peste noapte, de la 1-2, devenim 10-50. Care începem să practicăm aceleași tabieturi. Când avem un apetit pentru lux și pentru bunăstare, manifestat de o familie sau două, cumpărarea numai de haine de marca cutare, mașină de ultima clasă, lucrurile acestea care prezintă un apetit pentru aceste lucruri. Știți că acel apetit naște apetit și în alții? Și deodată face în competiție care își cumpără ultima clasă de mașina nu știu care. Și nu fac apel la absolut nimeni nici la gemei, ci doar gândiți-vă la contextul social în care trăim. Noi ne influențăm unii pe alții. Când avem de-a face cu un stil lumesc și un comportament în prezentarea noastră, știți că acesta corupe și pe alții? Sunt, dragii mei, dezamăgit să văd cât de mult lăsăm tot mai mult să ne infiltreze lumea în viața noastră. Vă dau un exemplu. De exemplu, fac apel la noi care suntem aici la școala creștină. Dacă ca mamă vii la biserică în pantaloni mulați pe corpul tău, să duci copilul la școală, care trebuie să vină la ceapălă îmbrăcată în fustă și în batic, nu crezi că este pe undeva un short circuit în mintea copilului? Că pe undeva nu bate? Că dacă noi suntem al lui Hristos, reprezentăm curăția, acea decență care Dumnezeu vrea să o aibă în noi, nu credeți că aceasta creează un conflict în mintea copilului? Dragii mei, când 1-2 începem să practicăm, practică și alții, că dacă 1-2 l-au practicat, ce practicăm și noi? Și uitați-vă cum acest păcat împânzește, afectează mintea altora și deodată observăm că aceste lupte se împânzesc. Aș vrea ca în această seară Dumnezeu să ne trezească, dragii mei, și să ne ajute să înțelegem că lupta este cât se poate de reală. Aș vrea să ne întoarcem cu adevărat către Dumnezeu și să înțelegem că e sfântă și scumpă pocăința, dragii mei. N-a plătit-o Hristos cu sângele Său, ca noi acum să trăim fain frumos până vine Domnul. A plătit-o Hristos ca noi să fim mântuiți ai Săi și să trăim pentru Dumnezeu și să-L onorăm pe Dumnezeu și să luptăm pentru această credință dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Doamne, ajută la aceasta! Asta înseamnă un comportament care așa a făcut și Domnul Iisus Hristos. Încurajarea cea mai mare este că spune Pavel, nu v-a ajuns încă nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu când vine aceste ispite ne dă și puterea ca să o putem răbda și să putem să ieșim din ea. Cel ce ne întărește să rămânem în picioare este Domnul Dumnezeu, dragii mei. Cel ce ne va ține de mână până la capăt în ziua aceea este Domnul Dumnezeu. Noi va trebui să-i dăm voie Domnului să lucreze în viața noastră, că Dumnezeu nu ne forțează cugetul. Așa cum nu ne-a forțat la mântuire, n-a venit peste noi așa o rafală de putere și ne-a forțat să spunem da, ci am acceptat chemarea la mântuire, voit, conștiincios, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă. Tot la fel, dragii mei, în contextul acesta noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să modeleze viața noastră, să prelucreze viața noastră. Zic, Doamne, ajută la aceasta! Și o încurajare pentru noi toți extraordinară. Iuda, ultimele două versete. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin.